Salut, Tudor! Acesta este tricou. Finalul Super Ligii României se anunță din ce în ce mai intens. Farul Constanța, FCSB și CFR Cluj își joacă ultima carte pentru câștigarea campionatului. Așadar, fratele vostru va încerca să meargă la toate meciurile până la finalul campionatului și astăzi vom merge la Super Derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj, unde se anunță o audiență record de peste 42.000 de persoane. Și pentru clipul de astăzi, că tot avem un meci special, am pregătit și eu ceva unic împreună cu cei de la Mystery Shirt. Dar înainte să începem, dacă vreți să mergem la toate meciurile până la final de campionat, indiferent cine va câștiga campionatul, haideți acolo cu peste 7.000 de like-uri forță. Data trecută ați reușit peste 8.000 de like-uri la un challenge împreună cu cei de la Mystery Shirt. Și așa cum v-am zis, fraților, pentru prima dată de când merg eu la un meci, fie din Superliga României, fie din afară, voi încerca să fac schimb de tricouri după meciul de astăzi, direct cu capitanul celor de la FCSB, Darius Solaru. Așadar, aici am o cutie misterioasă despre care el nu știe, însă vouă, înainte să mă duc la stadion, vă arăt ce tricou este. Salut, Tudor! Cred că deja ți-ai selectat un atac foarte bun, așa că eu o să îți aleg un jucător care să îți ducă mingile acolo și o să-l aleg pe jucătorul meu preferat, Luka Modric, dar să-l iei pe cel Totti. Te pup. Într-un clip anterior, Darius Solaru mi-a spus că jucătorul lui favorit este Luka Modric și automat echipa lui favorită este direct Real Madrid, așa că o să-i dăruiesc după meciul de astăzi, indiferent de scor, acest tricou ediție limitată. Îl și scot să vi-l arăt. Uitați-vă și voi ce tricou îi voi oferi lui Darius Solaru cu Real Madrid. V-am zis, este un kit extrem de rar și 100% o să se bucure să-l primească. Iar în schimb, voi face asta pentru prima dată și vă zic că am și ceva emoții. Îi voi cere tricoul de joc. Indiferent că mi-l oferă sau nu, eu tot o să-i dau acest tricou. Și că tot vorbim despre schimb de tricouri, tot împreună cu cei de la Mystery, am pregătit aici o cutie misterioasă pentru fanii de la meci. Îi voi întreba dacă vor să-mi ofere tricoul de pe ei, dar pe bune, și eu le voi da în schimb un tricou nou nouț din partea celor de la Mystery. Acum, ce să zic, sper să se potrivească mărimile, pentru că vă dați seama, o să trebuiască să se îmbrace cu acest tricou, pentru că eu le voi cere tricoul de pe ei. Mai mult de atât, vom sta jos pe teren și ne vom bucura de acest super match, unde sper să se marcheze minim 2 goluri. Eu așa zic, minim 2 goluri. Nu dau încă pronosticul, însă meciul urmează să înceapă în următoarele 2 ore și jumătate. Haideți acolo și cu butonul de subscribe să reușim cei 230.000 de abonați și poate 300.000 până la final de an. Eu îmi iau tricourile și cutiile și în acest moment spunem Star Challenge. Dar stați, înainte să plecăm, voiam să vă spun că tocmai mi-am instalat unul dintre cele mai tari jocuri mobile, Dice Dream se numește, are peste 10 milioane de descărcări și este un joc family friendly. Tocmai ce am primit un bonus din partea lor și haideți să vă arăt regatul meu din acest joc. Dice Dreams este un joc attack and steal, poți ataca alte regate pentru bănuți de aur, te poți juca cu prietenii tăi și la fiecare aruncare a zarurilor poți câștiga monede de aur sau să deblochezi cărți de acțiune. Totodată acest joc în fiecare săptămână are feature-uri și update-uri noi, iar la fiecare nivel vei avea un regat diferit cu un design unic și premii din ce în ce mai mari. Așa că dacă vreți să vă jucați și voi acest super joc 100% gratuit, intrați chiar acum pe linkul din descriere sau folosiți QR codul din ecran pentru a vă descărca Dice Dreams. Eu continui joaca frumos până plec la stadion, așa că vă aștept să ne duelăm în joc. Și am ajuns oficial în fața stadionului Național Arena. Urmează să înceapă meciul într-o oră și am pregătit aici tricoul misterios pentru un curajos de astăzi care are curajul să facă schimb cu mine de tricouri. Îl dau de tot, îi iau tricoul. Hai să vedem, o să ne uităm după lume care are tricou de fotbal, măcar nu știu, tricou de fotbal sau unul de firmă, ceva, Calvin Klein, ceva forță. Am văzut în îndepărtare un fan care are tricou cu PSG. Mă duc la el să ne întreb, uite acolo. Salut, scuze, am un challenge pentru tine. Văd că ai tricou super tare cu Paris Saint-Germain. Ai acceptat să faci schimb de tricouri cu mine? Să-ți dau acest tricou misterios în schimbul tricoului tău? I-aș face, dar că n-am cum să-l dau just aici. Te îmbraci cu ăsta? I-aș face. Cum vrei tu? Deci cum vrei tu, ești primul fan, crede-mă. Ești primul fan pe care îl întreb. Dacă vrei să faci schimb, ți-l dau pe ăsta, e nou-nouț și mi-l dai pe ăsta după tine. Face, te gândești dacă vrei te mai plimbi, eu mai întreb între timp. Cum vrei tu? Nu te oblig. Hai, bine, te mai gândești. Mersi frumos. Salut. Băi, ai zis că să mai gândește, să vedem, avem primul fan, avea tricou cu PSG, frumos. Ia, salut băieți. Ce tricouri aveți pe voi? Ah, n-aveți tricou cu fotbal. Cu Tupac, merge. Da, căutăm un tricou de fotbal, dacă aveți. Acasă. Fugi repede și el. Păi nu am.
Mai avem fain. Salut. Am o întrebare pentru tine. Văd că ai tricou cu FCSB. Accepți un schimb de tricou cu mine să-mi dai tricoul tău și câștigi acest tricou misterios? Nu, ăsta nu. Nu, dacă aveai altul ai fi dat? Da. Cu ce echipă mai ai acasă? Brazilia. Uite, era bun. Aici zic, nu e neapărat un tricou din Superliga, dar am zis să te întreb, am văzut că ai tricou de fotbal și ăsta e celălalt. Mersi frumos. Oricum data viitoare dacă vii cu tricou cu Brazilia, te găsesc aici. Salut. Fraților, ne-am întâlnit cu un fan care a văzut challenge-ul meu, dar are un tricou de când este? De când a fost ultima dată Steaua Campioane, Sâmbărteanu, am trecut anii peste el. Mamă, și l-aveai la tine special să-l arăți. Da, l-aveam la mine special să merg cu el la meci, dar... Nu știu, e un tricou retro, cred că valorează ceva tricoul tău. Eu nu știu ce tricou poate fi aici, n-am voie să zic, e riscul tău. Poți să fii dezamăgit, poți să fii fericit, tu decizi asta. Ăla e un tricou șmecher într-adevăr, cu Sâmbărteanu retro. Cum vrei tu? Facem? Facem? Bun. Deci oficial se face schimbul după 3 participanți. Acesta este tricoul tău, ăsta e al meu, trebuie să mi-l dai acum. Da. Și arată la camera acolo ce tricou ți-a picat. Ia să vedem. Oh! Aston Villa, o să-l arăți. Deschide-l, e nou-nouț din partea celor de la Mystery Shirt, un tricou cu Aston Villa. Bravo, este al tău. Și fii atent, acum, salut, tot din partea celor de la Mystery, pentru că ai fost singurul care a acceptat. De fapt, era un cadou pentru tine, să știi, tricou ți-l dau înapoi și ai câștigat și un tricou de la Mystery. Bravo, felicitări, te pup, numai bine. Forță, avem oficial primul câștigător și din partea celor de la Mystery, o surpriză frumoasă, tricoul este al lui, dar a fost singurul care a acceptat. Până acum toată lumea s-a uitat, n-a acceptat, într-adevăr era și un risc, dar a câștigat și acum urmează să intrăm în stadion. Let's go! Și am ajuns oficial direct pe teren și uitați-vă și voi, deci mai este aproape oră până la meci și ia filmează, ia uite, câtă lume e. Eu v-am zis că se anunță nebunie în seara asta. Ia uitați și băieții acolo în spate, filmează și pe ei frumos. Deci toată lumea este pregătită pentru meci și nu prea am dat pronosticuri astăzi. Ia vină cu a domnul. Fratele Andrei, ești cu mine, un pronostic rapid. 2-1 FCSB, eu zic 1-0. Deci prima dată când dau pronosticul ăsta, 1-0 pentru FCSB, chiar dacă am zis că îmi doresc să se marcheze multe goluri și bineînțeles dorința mea cea mai mare e să marcheze Darius Solaru. Ar fi frumos să dai și tricou. Și Doamne ajută să ne dea și el tricou. Ar fi vis, nu s-a întâmplat niciodată, dar sperăm până la final. Și în acest moment intră jucătorii celor de la FCSB pe teren. Haideți să vedem unde este Darius. Da, și jucătorii de la CFR. Bă, dar nu-l găsesc pe Darius, mă. Cred că acolo e. Și cine este lângă noi? Darius Solaru, fraților. Băi, unde-i tricou? L-ai luat? Și uitați-vă și voi, au mai trecut 30 de minute și efectiv zici că trebuie să înceapă meciul. Mai este jumătate de oră aproape și zici că trebuie să înceapă meciul. Peluza plină, inelul 2 plin, inelul 3. Ia uitați-vă, ia filmează Andy. Și s-a dat drumul și la peluza 2, vedeți? S-a dat drumul și la peluza 2, VIP cu toți băieții, ia filmează aici. Eee! Îi vedeți, da? Îi lângă noi aici, jucătorii celor de la FCSB. Încep încălzirea. Bordea, Florinel Coman. Mamă, stați că mi-a pierdut urechea. Dean Sorescu, Radunovic și Darius. Îl vedeți acolo pe Darius Solaru frumos? Deci în spatele nostru. Haide mă, gol Darius și cu victoria. Miculescu! Darius! Olaru! Ternovan acolo, toată lumea se încurajează, meci extrem de important și dacă sezonul trecut CFR-ul era favorită, iar FCSB din păcate a pierdut și decisivul s-a jucat degeaba, e bine astăzi, de data asta FCSB este favorită și CFR, eu zic că o să piardă, eu așa cred astăzi. Și alături de fratele meu Dani Popescu a venit momentul să dăm un pronostic oficial, ia zi. 3-2, eu zic 1-0 Darius Solaru. Miculescu dă dublă. Miculescu dublă, la fel am zis și eu data trecută, a dat 1. Acum astăzi poate dă 2, Doamne ajută. Te pup. Darius Solaru. Ma. Florinel rupe poarta. Bordea. Frumos. Florinel cum în ultimul. Arbitrii continuă continuare protestul. Uitați-vă cum se vede stadionul în spate. Ia uitați-vă cum se vede. Vai de capul și de zile. Ce nebunie. Ce nebunie. Ia uitați-vă. Nebunie curată. N-am văzut niciodată în acest sezon atât am. Uitați-vă ce nebunie este. Stadionul efectiv plin. Și oficial începe meciul. Uitați-vă și voi cum se vede stadionul de aici. Cât de frumos. Cred că o să iasă cele mai frumoase poze la meciul ăsta, sincer. Se vede mult, mult prea frumos. Haide-mă, 1-1-0 repede. Ăla e. Ăla e. Hai, Florinel. Hai, Florinel. Oh! Bravo, Florinel.
Hai, bă! Amă, Darius! Amă, Darius! Hai, bă! Bine, Darius! Hai, bă! Wow! Wow! Decizie importantă! Lumea strigă roșu. Hai să vedem. Haide, bă! Ce? Nimic? Ce? Mamă, nimic! Ce spectacol! Ia uitați-vă! Ce spectacol! Frumos, rău! Steaua București, ale acasă sau de plasare, calcă totul în picioare. Mamă, uite cum s-au dezbrăcat! Ia uitați-i acolo! Dezbrăcați și cu securitatea lângă ei! Hai, bă! Bravo! Ia-l, ia-l! Hou, hou! Mamă, cum arată faza asta? Arsenal Londra, direct. Opa! Haide, bă! Opa! Las-o! Uou! Eseu! Hai, Darius! Hai, bă! Uou! Bravo, bă! Bine, Cordea! Bravo, Darius! Minutul 30, 0-0 în continuare. Două ocazii mari pentru FCSB și una pentru CFR. Și gândiți-vă câtă lume este aici acum. Eu zic că se apropie numărul de spectatori de 50.000. Mâine, cam la aceeași oră, va juca Dinamo cu CSA. Mamă, gândiți-vă la curățenie, trebuie să facă curat în tot stadionul. Mâine la fel. Aie! Mamă, problemă mare. Brown, mamă, e grav, doamne, așa să fie bine. S-a dus în gât, s-a dus în gât, da. Da, va fi scos cu targa. Ideea e că problema e la genunchi, mi s-a părut că a căzut în gât. La genunchi este problema. Sper că e totul bine. A intrat ură, da. Haide, om! Cea mai mare ocazie, Florinel Coman. Și se termină oficial prima repriză. Jucătorii intră la cabine. 0-0 la pauză și iată că pronosticul meu stă în picioare cu scorul de 1-0. Mergem în partea cealaltă, unde se anunță o repriză secundă de foc, direct din fața galeriei celor de la FCSB. Nebunie! Și alături de mine, fraților, la pauză, îl avem pe fratele lui Răzvan, bunul nostru prieten din Anglia. Este vorba de Cipi. Salut, Cipi, ce faci? Salut, salut, Tudor, uite la meci. Cel mai mare stelist, ascultați-mă și vreau să iau pronosticul de la el. La pauză 0-0, cât se termină? 2-0. I-am zis 1-0. Cine dă gol pentru Steaua? Companiu, dacă-l bagă. Și al doilea, Olaru. Coman. Coman, mamă! Oricum, eu zic și Olaru că va da un gol. Te pup și baste. Ceau! Hai cu pronostic. E 0-0 la pauză, cât se termină? 1-0. Mamă, ca mine, bravo, bravo! Domnul, o schemă ceva, domnul, o schemă! Wow! Nope. Intră Octavian Popescu în locul lui Cordea. Boșilor, și am venit direct aici, în fața peluzei. Și Dani a zis că se marchează sora asta aici, nu? Da, a venit lângă el, s-au unit legendele, vine și golul, știți vorba aia. Hai să vedem, hai cu un gol frumos, mai ales că a intrat și Tavi acum, ar fi frumos să fie un gol. Haide, hai! Nebunie! Nebunie! Gol, Steaua! Nebunie curată! Vine! Deci am pielea de veină pentru prima dată când vin la un meci în România. Cred că se aude și pe video. Fabulos! Wow! Wow! Mama, a fost o poartă! Wow! Fraților, stați că m-a strigat cineva, să vedeți cât sunt. Fiți atenți cât mă așteaptă aici. Ia uitați-i!
Bine! Haide! Oh! Mamă, mamă, mamă! Ce ocazie! Bine, Tavi! Bine, Tavi! Oh! Bravo, Tavi, nu-i nimic, nu-i nimic! Bate-n prost! Exact ce vă spuneam când am plecat de acasă! 42.439 de spectatori! Aolo! 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 Ia-o de acolo, ia-o de acolo! Ne mai despart 10 minute de victoria celor de la FCSB cu scorul de 1-0 și mă gândesc acum la final de meci, la challenge-ul meu. Poate, poate lui Darius Solaru îi se va face milă de mine și îmi dă tricou. Primul tricou din acest sezon cu FCSB. Petarda, băi! Hai, Darius! Hai, Darius! Hai, Darius! Hai, Darius! Nu în mine, Darius! Băi, prea frumoasă atmosfera, uitați-vă și voi! Ia uitați-vă cât de fain arată tot stadionul, full de blițuri! Și un avion, un avion! Un avion aterizează, incredibil! E gata! E gata! Finish! Hai cu un gol acum, la final, nici nu știu dacă mă auzi! Ce nebunie! S-a terminat! S-a terminat! Este gata! Este gata! Steaua câștigă contra celor de la CFR Cluj cu scorul de 1-0, exact scorul pe care l-am zis eu, și iată că nebunia se produce. Steaua câștigă și ala Darius, băi! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Băi, toată lumea se bucură, până și oltenii! Mamă, mamă! Nebunie, fraților! Fabulos, absolut nebunie! Cât de frumos! Uitați-vă și voi cât de fain! A few moments later. A fugit cu fanionul, fraților! Da, o fuge cu fanionul! Nu se poate așa ceva! Cât de tare! Ia uitați-vă, fraților! Darius, felicitări pentru meciul de astăzi. Pentru tine am un cadou special. L-am pregătit aici, din partea mea. Este un tricou cu echipa ta favorită. Uite, e al tău. Din partea mea, felicitări. Facem și o poză acolo. Arată și tricoul frumos. Să facem cu el. Așa. Te pup, respect și ne auzim. Numai bine. Fraților, îi dau tricoul lui Darius Solaru și mi-a promis, după ce am închis filmarea, că îmi va da tricoul lui. Acum nu știu dacă se întoarce astăzi sau după, habar n-am câmp, e nebunie aici oricum. Salut, salut, te pup, Andrei. Deci e nebunie aici, vă zic, îi dăm tricoul lui Darius Solaru din partea celor de la Mystery Shirt, frumos acolo. Eu totuși mai stau puțin, poate, poate primesc tricoul. Dacă nu, Darius 100% se va ține de promisiune și în următorul vlog apare tricoul lui. Salut, Tudor, acesta este tricoul pe care îl vei primi la schimb pe Mystery Shirt-ul de aseară. Îți mulțumesc frumos. Salut. Așadar, obiectiv îndeplinit, facem schimb de tricouri cu Darius Solaru acolo și nu uitați de linkul celor de la Dice Dreams în descriere, să intrați acolo să vă instalați jocul
Până data viitoare am fost Tudor, alături de Darius și Mystery și v-am pupat. Pa, pa!